Bun găsit la emisiunea Viața la Bloc. Sunt Maria Cernătescu și vă invit azi să mai aflăm ce s-a întâmplat în viața asociațiilor de proprietari din Craiova. Din păcate, știrile nu sunt prea bune. Știm că în ultimele două săptămâni au fost asociații care au rămas fără apă caldă, asociații care au rămas și fără apă caldă și fără călduri. În acest impas se găsesc mai ales acele asociații care au mari restanțe la furnizorul de căldură și apă al orașului, SG Termo Craiova SRL. În încercarea de a rezolva această problemă, furnizorul de căldură și apă caldă al orașului a încercat să ia tot felul de măsuri și în cele din urmă a găsit-o pe aceasta, să sisteze furnizarea căldurii și apei calde populației. Numai unor asociații și în special acelora care au mari restanțe. Totodată, furnizorul de căldură a repus pe tapet încă o problemă și anume încheierea convențiilor individuale, facturarea individuală. Și azi vom discuta tocmai despre aceste lucruri. Cum ar fi posibil să se facă această facturare individuală în Craiova și cum se luptă asociațiile de proprietari să recupereze de la restanțieri sumele pe care ei le datorează la întreținere. Alături de mine i-am adus în studio pe câțiva dintre reprezentanții unor asociații de proprietari și anume avem alături de noi pe doamna Elena Bătăiosu, administrator la Asociația 7 Horia Nanter. Bună ziua și bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Tot de la Asociația 7 Horia Nanter l-avem alături de noi pe domnul Ștefan Didu. Sunteți vicepreședintele asociației. Bună ziua. Mulțumesc, și bine ați venit. Bună ziua. Și pe domnul Ion Ungureanu, președintele Asociației 13 Lăpuși. Dumneavoastră ați mai fost pe la noi. Bună ziua. Bună și ziua. Bine ați venit. Haideți să începem cu acele întâlniri care au avut loc la Termo. Știm cu toții că mai toate asociațiile de proprietari din Craiova au fost chemate la mediere, la consiliere cu reprezentanții asociațiilor, cu reprezentanții furnizorului de căldură. Domnul Ungureanu, dumneavoastră ați fost chiar săptămâna trecută la o astfel de întâlnire. Da. Ce s-a discutat la această întâlnire? În primul rând vreau să vă spun că frecvent am fost chemați la asemenea întâlniri cu conducerea termofigării în vederea găsirii unor soluții pentru mărirea, ca să spun așa, ritmului de încasări către recuperarea datorilor către termofigare. Ultima întâlnire a fost pe 16 februarie 2015, când a fost înștiințat în prealabil cu câteva zile printr-o adresă. Dacă îmi dați voie, am da. Să și prezint. Având în vedere situația în care se găsește SC Termo Craiova SRL, datorită volumului mare al datoririlor acumulate față de complexul energetic Oltenia și solicitarea declarării insolvenței din partea furnizorului de agent termic, vă rugăm să dați curs invitației de a participa la întâlnire cu reprezentanții conducerii SC Termo Craiova SRL la sediul, la numărul, la data de. Și aici, atenție, în vederea găsirii unor soluții de deblocare a situației apărute, sunteți rugați ca la întâlnirea programată să prezentați situația debitelor asociației de proprietari pe fiecare scară de bloc. Este prima dată în ultimii 4 ani când ni se trimite o astfel de formulare. Până acum da, erau... că trebuie să... da, știm sigur. Cu toții, Termo da. Se află în insolvență, deci așa. Complexul i-a cerut și insolvența. Mai mult... intrarea în insolvență. Tot pentru prima dată ni se cere, deși s-au cerut, dar verbal, la da. Adunări, să mai dăm din când în când situația restanțierilor. Nu pe locuri, ci în ordinea în care se... Cu suma cea mai mare la așa. Suma... mai mică, să zicem. Mi-aduc aminte că acum un an sau doi chiar au reprezentanții ai primăriei, ai poliției locale, ai termo, ne-am dus la asociații, fiecare, da, da. Am bătut la ușe.
Unii au vorbit chiar urât la adresa reprezentantului primăriei al Termo. În sfârșit, nu, cert este că nu a fost o măsură prin care să crească... Da, n-a avut niciun rezultat. Bun. Revenim la această adresă. În ziua de 16 m-am prezentat, da, așa cum m-am prezentat de fiecare dată. Când... La Termo? Nu numai eu, ci am fost mai mulți reprezentanți. Da, că de obicei cheamă mai mulți reprezentanți ai asociațiilor. Și mi s-a prezentat de către conducerea Termofigării situația în care se găsește SECE Termo. Mi s-a spus direct că dacă până acum am beneficiat de anumite clemențe, ca să spun așa, din partea... Poate a fost mai mult decât clemență. Sigur, păsuire, ca să spunem. Exact. Primăria a fost implicată. Nimeni nu îți furnizează un serviciu gratis. Așa. În momentul în care va fi declarată insolvența, administratorul numit să se ocupe de preluarea problemelor, nu mai va avea fi atât de îngăduitor. Exact. Nu va avea niciun fel de milă față de noi. Ne va cere în mod direct, tranșant, datoria. Dacă în 30 de zile sau cât ni se impune nu plătiți, achităm, ne întrerupe agentul termic. Și deci totodată ei v-au cerut și, din câte știu eu, la niște documente, la nu? La acea întâlnire nu am dus, pentru că nu era explicită, eu știu, această nu situație. Nu ți-a părut explicită adresa. Sigur, adică nu știam, domnule, e un plafon. Îl vrei pe blocuri, vrei situația asociație, vrei fiecare proprietar are anumite condiții, unii sunt la executare, unii au datorii pe legea 175 care sunt în instanță și care ne judecăm. Fiecare are particularitatea. Dar ne-a spus în mod clar, tu îi prezentați în listele de plată pe ultima lună. Da. Și ca să continui cu listele de plată. A treia zi, administratorul a prezentat listele de plată, a fost la SECE Termo, chiar l-a întâlnit pe domnul director la birou, la secretariat, s-a uitat peste ele și concluzia a fost că nu se poate debranșa nicio scară de bloc, vorbesc de asociația noastră. La dumneavoastră, întrucât erau pe lista de plată una sau două persoane sau doi proprietari cu... Într-un singur bloc, cu datorii mai mari. Într-un bloc cu datorii mai mari și chiar asta a fost expresia lui domnului director, nu putem să îi facem pe ceilalți proprietari să sufere pentru unul sau doi. Sau doi. Asta pe noi ne-a... Dar nu v-au cerut și actele de proprietate, contract de vânzare, cumpărare sau... E punctul următor. Date care... după... cartea de identitate a proprietarilor, în special a restanțierilor. Noi, când m-am prezentat la asociație, după ce am participat la această ședință, am întrunit de fapt un comitet și ne-am sfătuit ce să facem în legătură cu creșterea ritmului de încasări. Exact. Și atunci am întocmit un anunț de genul, toți proprietarii care au restanțe sunt rugați să achite sumele, în cazul neachitării, SECE Termo va sista furnizarea apei calde și căldurii, hotărâre comunicată la ședința care a avut loc în data de... Deci am afișat inclusiv adresa prin care l-au chemat, anunțul nostru, în speranța că va sensibiliza puțin pe cei răi platnici, lucru care, sincer, nu s-a petrecut. Nu a avut efect. Ele au fost afișate la loc vizibil, unde avem aviziere mari în interior, unde nu pe ușile de intrare la blocul. Poate au și dispărut după. Nu. La, deci un singur bloc, la un singur bloc s-au rupt, dar am avut grijă să facem mai multe și în următoarea zile am pus la loc. Văd că din punctul ăsta de vedere nu am o problemă. La încheierea acestei ședințe, ca să-i spun așa, ni s-a dat câte o adresă de la serviciul tehnic, prin care eram înștiințați că în conformitate cu legea 325-2006, aliniatul, articolul... Legea energiei
Vă rugăm să ne prezentați în copie contractul de vânzare-cumpărare al imobililor, precum și buletinele sau cărțile de identitate a titularilor de contract, chiar dacă beneficiază de energie termică doar pentru părțile comune. Cei care au centrale. Da. Totodată vă rugăm ca pentru fiecare condominiu pentru care prezentați documentele de mai sus să înaintați suprafața echivalentă termic stabilită de firmele specializate pentru fiecare apartament în vederea întocmirii anexei 7 la contract. După încheierea convențiilor individuale, secetor termo va emite facturi fiecărui proprietar indiferent de destinația spațiului, de locuință sau... Deci ajungem la acele convenții individuale și facturarea individuală. Ați adus la cunoștința proprietarilor și această înștiințare la termo? Odată cu primul anunț, am întocmit și al doilea anunț, pe care eu chiar l-am rupt acum de pe un avizier, ca să... Deci dumneavoastră la ție. Ca să fiu sigur că sunt crezut. Da, e corect. Așa, prin care anunțam ceea ce ne-a cerut termoficarea, precum și următorul conținut. Vă rugăm ca în termen de 7 zile să aduceți la sediul asociației Xeros de pe contractul de vânzare-cumpărare a apartamentului, precum și de pe cărțile de identitate ale proprietarilor, în paranteză cei care nu le-au adus, pentru că, fac o paranteză, noi ne zbatem de ani de zile să obținem contractele. Așa. Acestea sunt necesare pentru încheierea de convenții individuale cu SECE Termo Craiova. Și explicația se regăsește... Da. Și ce au zis proprietarii? Au început ei să aducă acele documente la asociație? În jur de 10-12 proprietari din proprie inițiativă, imediat au venit și au venit și au aflat. Alții... Dar bănuiesc că sunt buni platnici. Numai buni platnici. Alții au dat telefon și au cerut lămuriri la telefonul asociației. Poate oamenilor le este teamă. Dom'le, despre ce e vorba? Păi de ce să dau eu contractul, de ce să dau eu buletinul, că știți ce se întâmplă, că am auzit atâtea, mai ales cei mai în vârstă, mai refractari. Da, sunt eficienți oamenii, sunt tot felul de... Până la urmă este alegerea proprietarului. Și deci, noi... eu înțeleg așa, Termo v-a făcut această propunere. Exact. Poate mai mult decât o propunere. Așa. Să... faceți într-un fel de mersurile pentru a se încheia pe lângă contractul cadru, care este încheiat cu asociația, și aceste convenții individuale. Da. Acum rămâne la latitudinea asociațiilor și a proprietarilor, dacă vor da curs acestei solicitări venite din partea SECE Termo. Dacă îmi permiteți acum... Da? Haideți ca după aceea să vedem ce au făcut și dumnealor la 7 Horia. Este la latitudinea, în primul rând, a proprietarilor. Da? Dar una din condițiile care... Deși noi știm că există un ordin al ANRSC-ului. Este ordinul 483. Da. Care obligă furnizorul de energie. Obligă să încheie și aceste... Da. Deci, dar numai pe furnizorul obligă. Pe furnizor. Dar e cam târziu acum, după mine. Adică răul a fost făcut deja. Pentru că una din condițiile scrise în ordinul acesta pentru încheierea acestor convenții este proprietarul să nu aibă datorii. Păi și atunci, dacă 60% din proprietarii asociației au datorii mai mari de 2-3 luni, chiar dacă se noi l-am avut aici invitat și pe unul dintre reprezentanții SECE Termo, domnul Iordache, și ne spunea că o condiție ar fi ca toți proprietarii, adică 100% din acel bloc, să fie de acord. Eu nu am întâlnit în ordine această prevedere, presupun că dumnealui se referea probabil la o reglementare din legea asociațiilor de proprietari. Am mai citit undeva legat de acest subiect că trebuie analizată într-o adunare generală această propunere și, într-adevăr, era scris că trebuie să fie de acord toți proprietarii. Da. Ceea ce e imposibil. Unu, că la o adunare generală nu vin toți proprietarii decât un procent foarte mic, oare la prima convocare nici loc, iar la a doua, dacă vin 5%, 10%, e... Și în plus, mai trebuie ceva, mai trebuie o hotărâre de Consiliu.
Deci, în ordin, așa se prevede să existe și o hotărâre de consiliu. Consiliu local. Local. Da. Nu am cunoștință da, despre... Deci eu ieri am citit ordinul așa nu este specificat, că trebuie și această hotărâre de consiliu. Da. Acum, poate, așa ar fi bine, pentru că exact cum avem ceilalți furnizori de utilități. Este o legislație sau ei își perfectează contractul și spun clar, toți abonații trebuie să facă acest lucru. Aici este mai greu pentru că avem acest sistem pe verticală deocamdată. Asta este mai problema. Mai mult decât atâta, asociația, conducerea asociației nu are niciun mijloc de constrângere asupra proprietarilor. Să spun așa, asupra proprietarilor. Să-mi aducă mie Haideți să ne oprim, să luăm o scurtă pauză de publicitate și după aceea să-i întrebăm și pe domnii de la Șapte Horii cum au procedat dumnealor. Publicitate. Tradiții, obiceiuri, folclor, mituri, amintiri din copilărie, dar și prosperitate. Acestea sunt cuvintele care definesc Oltenia, regiunea în care trăim. Noi credem că avem cu ce să ne mândrim. Eu consider că am schimbat în primul rând fața comunei. Echipa Iubesc Oltenia își propune să arate toate aceste valori care se regăsesc în mediul rural. Știm că și comuna în care locuiți merită să fie cunoscută de oltenii de pretutindeni. Prin finanțare pe programe externe să reușim să facem câteva proiecte care au schimbat, bine zic eu, fața comunei. Emisiunea Iubesc Oltenia vă ajută să vă faceți vocile auzite și să vă promovați comuna în care locuiți. Ca orice mamă, ai tot timpul grijă de copilul tău. Ai grijă să fie curat, să învețe să citească, să fie ordonat sau să se dezvolte armonios. Nu uita însă să ai grijă și de lucrul cel mai important. Discutăm despre convenții individuale între furnizorul de căldură și proprietari. Este deocamdată doar o propunere a SC Termo și alături de mine îi am pe doamna Elena Bătăiosu, administratorul Asociației 7 Horia Nanter, pe domnul Ștefan Didu, de asemenea reprezentant al aceleiași asociații, și pe domnul Ion Ungureanu, reprezentantul Asociației 13 Lăbușanceș. Rămăsesem să vă întreb și pe dumneavoastră dacă ați fost la astfel de întâlniri cu reprezentanții Termo, dacă ați primit astfel de adrese. Adrese nu i-am primit în legătură cu contractele proprietarilor, să colectăm contractele proprietarilor. Nu am fost chemați niciodată pentru că nu suntem în situația de a avea datorii. Sunteți o asociație noi bună, să înțeleg. Avem toate datoriile achitate la zi. Avem și noi restanțieri, însă prin colecția fondului de rulment am reușit să achităm. Să acoperiți datoriile. Să acoperim toate datoriile și nu avem nicio restanță la niciun furnizor de serviciu. Și ce au zis proprietarii? Că mă gândesc că de asemenea poate fi afișat și sunt dumneavoastră. Da. Nu sunt de acord cu marea majoritate cu aceste convenții. Zic că întâi trebuia să se fi făcut acea separare Orizontală. Pe orizontală și atunci. Că dacă este exact cum a zis domnul președinte de la Asociația 13 Lăpuș, am înțeles, da? Dacă este să fie unul dator cu o sumă foarte mare, nu îi se poate
opri căldura sau apa caldă la tot blocul pentru un singur restanțier. În situația asta mai suntem și noi. Da, bine, în cazul în care s-ar încheia aceste convenții, ar exista posibilitatea ca SC Termo să bată la ușa restanțierului și să-i sigileze instalațiile de încălzire. Dacă acesta refuză, poate să-l acționeze în instanță și să intre în locuința acestuia, să zicem, cu un executor, cu poliția, ca să nu mai sufere și ceilalți locatari din cauza unui singur. La acest moment, SC Termo are încheiat acel contract cadru decât cu asociația da. Și nu poate să facă nimic, chiar nici în instanță nu poate să meargă, pentru că nu are calitate juridică, categoric. Nu are niciun contract cu proprietarii. Da. Și ziceți că locatarii au fost reticenți, proprietarii au fost reticenți. Da, da, chiar și cei care achită la zi. Deci nu cred că vom reuși să strângem 100% aceste contracte. Dacă strângem 20%, mare lucru. Nici măcar așa pe o scară de bloc nu sunt toți nu, de acord? Sau? Nu. Și am înțeles că dacă nu sunt de acord 100%, da, nu se poate. Nu se poate. Nu va fi nici 50%. Dar așa s-au gândit sau, nu știu, există posibilități, pentru că lucrările pentru separare trebuie fi susținute de proprietari. Există tot această posibilitate? 100%. Da, nu se va putea. Deci proprietarul de-abia și achită întreținerea, dar să poată să achite aceste lucrări care au o valoare destul de mare. Și întreținerile sunt din an în an parcă mai mari față de cum au fost până... Că cei de la Termo spuneau că dacă proprietarii își cumpără materialele, ei sunt dispuși să acorde gratuit mâna de lucru. Numai că proprietarii se opresc și aici. Ce materiale să cumperi, da, ca să poată să dea garanție la lucrarea respectivă. Ori proprietarul ar lua materialul care ar fi cel mai ieftin. Sigur că da. Deși într-un fel este bine acest lucru, că ai garanția că este materialul bun. Este lucrarea bine, da. Poate să fie de asemenea de calitate ca să nu... Marea majoritate asociației avem pensionari. Da, cu pensiile așa cum impediment. Sunt și nu-și permit să cumpere și să mai facă încă o investiție față de întreținere, care sunt destul de mari. Deci de la dumneavoastră Termo nici nu ne-ai chemat. Nu ne-ai la... chemat pentru că... Decât v-au adus aceste înștiințări. Da, când am luat factura ne-a dat această înștiințare. Atâta tot. Nu ce mai vrea să spune domnul Ureanu? Aș fi vrut să spun că proprietarii în general acum sunt informați datorită mijloacelor de informare în masă și cunosc prevederile și ordinului 483 așa, și vreau să vă spun că la anexa 4 la drepturi și ale furnizorului și ale proprietarului spune că furnizorul este obligat, are dreptul, pardon, printre altele, să aibă acces pentru închidere și sigilare. Dacă să aibă acces pe proprietatea consumatorului pentru închiderea și sigilarea instalațiilor individuale de utilizarea energiei termice. Dacă se achită factura în 30 de zile de la data restantă, așa, după care poate să solicite în instanță recuperarea. La proprietar spune că este obligat să permită accesul pe proprietatea sa pentru inventariere, închidere, sigilare. Ori cei care au restanțe, cu siguranță sau știu că la anul sau peste o perioadă nu o să-și poată să, o să facă datorii, cum cu bună știință să își dea un asemenea acord să îi se oprească? Dar ce se va întâmpla în momentul în care să spunem Termo este cu un pas în insolvență. Se va ajunge poate la faliment. Ce se va întâmpla? Pentru că va veni administratorul care va fi desemnat și așa cum spunea și dumneavoastră și așa cum au spus și cei de la Termo. Și întrerupe agentul, da? Da. Și bun platnic și rău platnic va rămâne fără căldură și apă caldă. În acel moment va prezenta un proces verbal probabil că ne-a debranșat, da? Pentru că ne debranșează. Da. Tot blocul, scara blocului, iar cea mai mare parte din proprietarii în secunda 2 își vor achiziționa
centrale de apartament. Funde centrale. Da, asta... acolo unde își permit, dar iată, da. La dumnealor spun că blocatarii sunt nu prea, mai nu prea e cazul la dumnealor. Da. La mine e cazul. Nu e cazul, dar dacă da, se sigur. Intră în insolvență da. Termo, da. Deci vom fi și noi în acea situație. Mai mari decât la dumnealor. Noi ne-am gândit la asociație de ce așa de târziu a venit termoficarea cu asemenea propunere. Bine, acum toată lumea se întreabă de ce așa de târziu. Așa. Și n-am sesizat din prima, am făcut câteva previziuni, ca să zic așa, de ce. Și prima dată am pus-o pe seama întreruperii agentului termic individual și cu asta clar. Dar după care mi-am dat seama că datorită colectării insuficiente a fondurilor, dumnealor doresc ca banii pentru energia termică să meargă direct prin casieri sau prin forma pe care o vor găsi. Referiți acum la dacă se vor încheia, momentul dacă se vor sigur, încheia dacă aceste se vor încheia. Convenții. Și banii vor merge direct către termoficare. Da. Da? Deci nu vor mai trece prin caseria asociației de proprietari. Aici reprezentanții proprietarilor trebuie totuși să facă sigur. Acel calcul și dacă, repartizarea. Dacă facem un exercițiu, într-o listă de plată, costurile unei întrețineri pe o lună de zile, doamna administrator știe mai, poate mai bine decât mine, ponderea energiei termice este de peste 50%. Peste 50%. Chiar așa. Mai ales în perioada de iarnă. Dacă acești bani, peste 50%, nu vor mai trece prin casieria unit asociației, ci se vor îndrepta direct prin mijloacele stabilite către termofigare, atunci acei bani care îi are asociația va trebui să-i împartă. Și cum îi împarte? Simplu. Prima dată retribuțiile, pentru că dacă nu mă plătești o lună de zile, mi-am dat demisia și am plecat. Da? Doi, gazele naturale la salarii pun și contribuțiile către bugetul de stat. Da. Gazele naturale, pentru că noi am avut o situație, nu am achitat 100 de lei dintr-o eroare. Imediat. Nu s-a facturat, nu s-a transmis informația și în secunda 2 ne-a trecut gazele. Și ei, vedeți, aici vrea să ajungă și termo și într-un mod este firesc. Da, și se opresc... Toți furnizorii, a doua zi, dacă nu ți-ai onorat factura, bun, te-au lăsat fără utilități. Da. Și termo trebuia să facă acest lucru mult mai devreme. Și după ce face aceste plăți, dacă mai rămâne ceva, mai dă și pe la apă, la compania de apă, și se termină banii. Și la gunoi? Se termină banii. Da, la dar noi, proprietarul vine și plătește întreaga factură. Nu, el plătește... El plătește către termo, energia termică, dar restul facturii îl plătește la dumneavoastră. Dar nu plătesc decât 60% din proprietari. Ceilalți nu plătesc. Da? Pentru că la mine în asociație sunt vreo 15 mamuți, cum le spun eu, care au de ordinul sutelor de milioane. Da? Ăștia nu o să plătească. Nici alți proprietari care au restanțe de la 3 luni în sus nu plătesc. Și atunci de aia spun, o să adune numai 60%, care banii ăștia o să ajungă pentru salarii, gaze, curentul pe casa scării pentru interfoane, și ceva. Și atunci, nu mai dăm la apă. Vine și se oprește robinetul de apă rece. Nu mai dăm la salubritate, da? Nu mai ridică gunoiul, cum ne-au amenințat și pe noi o perioadă. Da, dați mai puțin, că de exemplu, din blocul X plătesc 15 și nu plătesc 5. Deci dați la apă decât ce au plătit cei 15. Da, cea mai mare penalitate. Restanție, vă referiți. Compania de apă. Penalitatea e cea mai mare. Noi de-aia dorim să mergem și să întâlnim la zi cu apa rece, da? Dar asta vreau să spun. Nu plătim gunoiul, vin inspectorii de la primărie, cum au venit la mine, și, domnul președinte, sunt două găini moarte. Chiar așa s-au exprimat la container, nu se ridicase de câteva zile, tot pentru neplată. Și să vă amendăm pentru... Stăluie, deci eu adun găinile moarte din container. Nu, domnule, noi amendăm pe societate, pe asociație. Și atunci când vor veni tăvăluga aceste probleme peste noi, eu ca președinte, știi, să zic, pentru ce să-mi iau amenzi și să... Eu nu înțeleg cum vine să vă întregească suma
Ceea ce se plătește la termo? Deci termo... Adică mai luați și dicolo și dicolo și plătiți în toate părțile, dar după părerea mea. Eu vorbesc, nu e corect, dar nici nu poți să faci o proporție, să spui din încasările ăștia să dau 10% la termo, 5% la apă, 10% colo, 10% colo. Pentru că atât sunt... s-a primit. Păi nu, dacă nu plătești gazele, alea se întrerup. Dar termo niciodată n-a întrerupt. Ia că te... pentru... Da, poate aici și asociațiile au greșit puțin, pentru că au luat niște fonduri care trebuiau să ajungă la un furnizor și l-au distribuit către alt furnizor. Exact, da, așa... Deci să înțelegem la vrem, noastră asociație, vrem, aceste vrem, convenții individuale și facturarea individuală nu este bine primită nici de proprietar, dar nici de reprezentanții asociației. Dacă, până la urmă, nu avem încotro, dacă oamenii vor așa, nu să spunem că mâine se dă o hotărâre de Consiliu sau se modifică legea și... Da, dar să-l constrângă, fel, pe, să-l constrângă pe proprietar. Ordinul să... ANRSC obligă la încheierea acestor obligă convenții. Pe ei. Pe ei. Dar pe și mine ei puteau proprietar... să facă aceste demersuri încă din anul 2008. Exact, dar pe mine ca proprietar nu mă obligă. Eu plătesc la asociație. Și da. Doamna Bătoiosu, la dumneavoastră, cum, sau dumneavoastră, ca reprezentanții ai asociațiilor, cum vedeți acest lucru? Ați fi, că am văzut că proprietarii sunt reticenți. Dumneavoastră, da, ca reprezentanții ai lor, sunteți de acord, nu sunteți de acord cu încheierea acestor convenții? Cum le vedeți? Cred că s-a tratat problema mai puțin corespunzător. De deci ce spuneți? Nu trebuie să avem în vedere faptul că e mare datorie, că există asociații despre da, care vorbi și sunt la originea intrării în insolvență, care au un administrator de stat 2 ore de serviciu, 2-3 zile, atât. Și pleacă la noi, este lumina aprinsă de lunea dimineața până la 10 seara și sâmbătă, inclusiv de dimineața la 9 până... Dar avem situația clară și stăm de vorbă cu fiecare om. Nu există posibilitatea să nu plătească dacă ar avea bani. Omul este într-o situație da, mai impas, puțin favorabilă în ceea ce privește veniturile lui și plata. Și este foarte greu. Dar trebuie să se facă notificări că noi procedăm astfel. Deci, încheierea lunii se soldează cu obligația de a face tot ce restanțieri. Restanțieri care merg direct da, la darea în judecată, restanțier care merge să-i dăm o notificare și înțelege și să supune. E, dacă nu se face așa, omul, într-adevăr, are și el ba copii, ba de luat să repare televizorul, să fie și el așa, să ia și o mâncare. Și atunci le dirigează cum are el veniturile. Dar dacă te duci și ești împreună, nu există oameni să nu fie, să ia atitudine la ceea ce îi spui că e necorzător și să nu se conformeze. Dar se pare că acestea sunt de la vechiul obicei și primăria e vinovată 100% că există un administrator cu 4 asociații. Când are timp să vadă dacă e țava spartă? Acum depinde cum e asociația. Păi dacă nu, este o asociație nu, pe bloc, are că la noi, timp, la ora dacă când este discutăm, o asociație de câteva sute de apartamente, în niciun caz. Sunt și cu da, câteva. Eu vă spun dar că tot răul pleacă de aici. Acolo unde așa? Reprezentanții proprietarilor sunt vigilenți, așa cum se întâmplă la dumneavoastră, nu se ajunge la nu știu ce sumă fabuloasă. Noi facem următoarea precizare. A fost două feluri de penalizări. Penalizări de la termoficare. Cei de la asociație nu-și dau interesul. Și așa cum spuneați dumneavoastră, da, stau 2 ore... Pe atâta nu se poate face treaba, deci acolo, în 2 ore. Asociația este punctul cel mai greu, că stăm de vorbă cu niște oameni săraci și au și nevoie de apă și de căldură. Și atunci trebuie să fii lângă ei să vedeți dacă poate, da, dacă nu poate. Și cei mai mulți dintre ei da, își plătesc. Și termoficarea nu trebuie să ne dea nouă sarcina asta pentru că ne face negri și așa noi suntem negri în fața oamenilor. Auzi, oia la asociație ne fură, dar nu-i da, fură da, nimeni, domnule. Se fură pentru că serviciile pe care le primește sunt mai scumpe decât ce are el câștig. Posibilități. Dacă noi să analizăm că au fost două posibilități de, deci majorări care se ia de la regia care îți furnizează da, și penalizări la tine că îl determin pe om că după 3 luni cele de zile, proprii, bă băiete, gata, proprii, odată da, ai avut ziua de naștere, odată s-a fost copilul molat, dar uite, a trecut 3 luni și ne duce, bate la ei la ușă. La noi a te duce pe scări și a stat de vorbă cu cei platnici este zilnic. Eu sunt deci cel mai negru din asociație. Fără ajutorul termoficării. Sau, la noi n-a venit nimeni să ne ajute.
Nu ne ajută nimeni. Niciodată. Deci termoficarea n-a făcut nici așa să mene la asociație. Bine la noi, noi suntem noi mici, dar aveți noi oarecare importanță. Dom'le, ia, care-i situația dumneavoastră? Și vedem unde ia să, să ducă și din sus. De-aia acasă un ordin și să-i dea o notificare, mă, ăsta e apa sau căldura ce are dar nevoie ăla. Nu au această dacă posibilitate. Nu dai după atâta timp. Dar n-a făcut, lasă pe noi. Păi cum să-mi dea la ordinul ăsta, cum se cheamă, procedură de verdad? Că eu, ca să-i dau judecată, eu trebuie să am neapărat ăsta, actul de vânzare cumpărare. Nu mi-l dă. Trebuie să mă duc la primărie da. Să-l iau pe da, de da. Deci nu este soluția bună găsită de termoficare. Nu. Nu. Haideți să luăm iarăși o scurtă pauză de publicitate și să revenim să vorbim puțin despre acești datornici. Cum vă luptați noastră cu ei, cu recuperarea restanțelor. Publicitate. Sunt Oana Olaru și vă invit să dezbatem subiectul zilei. De luni până vineri de la ora 20 la Alege TV. Acum mai bine de 25 de ani, românii au luptat pentru libertate și au învins. Copiii acelorași români sunt acum amenințați de o democrație prost înțeleasă, care ar dori să șteargă orice urmă de spiritualitate din educația lor. Oferă copilului posibilitatea de a-și cunoaște credința și libertatea de a alege în cunoștință de cauză. Revenit și continuăm discuția noastră despre asociațiile de proprietari, despre facturarea individuală și despre restanțieri, mai ales despre acești restanțieri din cauza cărora mulți proprietari din unele dintre asociațiile din Craiova au rămas în aceste zile fără căldură și fără apă caldă. Haideți să continuăm și să ne spuneți cum încercați noastră să recuperați datoriile de la acești debitori, cum încercați să-i convingeți să-și plătească. Spuneți-ne asta, domnul Muranu. E un caz fericit la dumneavoastră, domnul Didu. Dacă cu o notificare reușiți și omul înțelege și vine și vă aduce o parte este din datorie, un e un lucru extraordinar, înseamnă că sunt o altfel de categorie de oameni în asociația dumneavoastră. Eu, ce pot să vă spun? Din 2011, de când sunt acolo, cu echipa noastră, am peste 50 de hotărâri. Să înțeleg că la dumneavoastră notificările nu funcționează. Nu au efect. Nu chiar, au efect. Chiar acum două săptămâni am întocmit 22 de somații de plată. Da? Și vă rog să mă credeți că din 22 s-au prezentat 2 sau 3 proprietari cu niște sume modice. Modeste. Așa. În rest, am peste 50 de hotărâri judecătorești definitive. Numai cu hotărârea judecătorească s-a reușit o parte din ei, nu toți, să vină s-au mai speriat și au venit să plătească. Am cel puțin 10 dosare de executare silită. Așa? Ce vreau să vă spun că în 3 dosare la expertizele financiare care au cerut în instanță, la 3 dosare vreau să vă spun că acești experți contabili numiți cerute de asociație sau de proprietar? Deci că uneori impuși. Este ciudat, fiindcă proprietarul nu are să-și plătească sau nu vrea să-și plătească întreținerea, dar merge, își pune avocat, îi plătește un onorariu destul de consistent, și, mai cere și ne pune, o și ne pune expertiză. Pe noi, ca asociație, să plătim expertiza. Deci eu am două situații de genul ăsta. Bun, și vreau să vă spun că experții au, în opinia mea, au prejudiciat asociația cu sute de cu cel puțin 200 de milioane. Asociația noastră? Da. Deci au făcut o expertiză prin care au ignorat orice lege. Legea vă 200. Referiți numai la restanțieri sau că dumneavoastră mai aveți acolo și o problemă? La restanțieri. La restanțieri.
Ce, de exemplu, ce sumă? Care e suma cea mai mare, cea mai mare datorie la dumneavoastră în asociație? Cea mai mare e de 720 de milioane. Vorbiți în banii vechi. Banii vechi. Dar la una care a fost de 500 de milioane, am dat în judecată în 2011 și ne-a făcut, avea din ăștia 500 de milioane vreo 200 erau penalități de întârziere, pentru că penalitățile, știți că sunt cele repartizate, nu sunt calculate. Păi n-aveam calculate de 7-800 de zile întârziere. Și vine expertul contabil. Vine expertul contabil și în loc să facă expertiza și să ia de bază soldul restant cu două luni în urmă și să înceapă să facă penalitatea, îmi ia la clasa întâi și zice: octombrie 200 de lei datorie, penalitate 0,2% sau 0,04% sau cât a considerat dumnealui, fac 2,30 lei. Scurt. Și n-am avut nicio șansă. Și nu i-ați atras atenția? Nu? I-am atras atenția, le-am făcut sesizare, reclamații la corpul experților contabili. Și mi-a răspuns domnul director de acolo, tot așa, că fiecare caz în parte are particularitatea lui și că dacă să ne adresăm justiției și așa, și chiar am vorbit cu domnul Pătrulescu să le, juristul asociației, vă referiți, asociației, la dumneavoastră, când ne mai eliberăm de unele treburi, să le facem o sesizare la parchet sau în instanță pentru favorizare, să găsească dumnealui articolele care, așa, pentru prejudiciere, pentru ori nu știe și deci, să înțeleg că la noastră în asociație modalitățile de a recupera datoriile au fost sunt numai în instanță și la executor. Și la executor. Deci cu somațiile, cu notificările, mai greu. Nu, somația a fost obligatorie de fiecare dată pentru a demonstra. Au dat efect. Nu. Nu. Pentru a demonstra în instanță, pentru că în hotărâre judecătorească... Ai parcurs și acești pași. Da, judecătorul spune, a fost somat în mai multe rânduri, dar fără efect. Da? La un moment dat s-a mers și pe mediere, presupun că ați ajuns avut, și pe mediere. Am avut o perioadă anul trecut sau acum 2 ani când s-a dat acea lege, însă o singură persoană s-a prezentat la mediere. Din 20 sau 30, la care am întocmit... Și ați avut succes cu această mediere? Adică a venit ulterior și a plătit? Nu, pentru că ei și-au dat seama, au întrebat cât costă medierea și când deci la informare nu se percepea nicio taxă. Dar dacă mergeam în fața mediatorului, trebuia să plătească 200, 300, cât era taxa, și au zis că preferă mai bine instanța, că nu se plătește, nu se taxează. Pentru că în instanță noi nu achităm decât 100 de lei de dosar, așa, și este mai mică suma decât dădea la mediere. Oricum pierdea procesul, era conștient. Da. Doamna Bătăiosu, la noastră ziceți că se... Avem și noi restanțieri, da, dar timpul cel mai mult din timpul nostru liber îl ia acești restanțieri. Cu ei lucrăm cel mai mult. Deci ne ducem la ușe, îi căutăm chiar de 2-3 ori, îi facem somații chiar mai multe decât una și reușim cât de cât să ne dea o parte din bani, o dată, în altă lună, următoarea parte. Nu sunt genul ăsta să vă ia la înjurături? Să... Nu, n-am avut cazul. Deci ne-ar bate Dumnezeu. Avem o asociație în general civilizată. Care este cea mai mare datorie? Ce sumă are restanțierul? Avem și noi cea mai mare. Da. Avem două cazuri. Două cazuri. Dar sunt cazuri sociale sau sunt și oameni din ce ăștia? Ce se întâmplă? Sunt aceste două cazuri. Domnul Didu merge în instanțe. Cazuri care ne creează probleme la executare imobiliară. Că, în general, de pildă, un apartament iese ca a murit proprietarul. Deci, înțeleg că ați trecut faza de instanță. Da, trecut faza de instanță. Și ați ajuns la executare. Atunci, la executare, silită, întâmpinăm că el n-a făcut acea trecere a proprietății la părinte către el. Taxa de succes. Taxa de succes să o facem tot. Și am făcut până acum, dar avem un caz care trebuie să facem acum. Și cât au fost costurile?
Păi costul le suportă el, treaba lui. Noi nu putem să mergem să luăm pe costul. Noi dăm la început. Inițial, noi dăm la început și la recuperă, la executare. Nu există. La dânsii poate greșeala a fost că de ce nu l-a dat la executare imobiliară? Și să facă orice, să facă asta. Să vinde apartamentul, își ia datoria dânsul și restul rămâne cu rămâne. Și da, să mulți în altă parte. Sumă, da, dar noi există lista cu restanțierii. Dumneavoastră aveți și penalitățile și proprii și probabil de aici puteți să luați niște fonduri care, ca să susțineți o astfel de succesiune poate executarea. Nu, dar sunt asociații care mai au și datorii. Costă și nu ne ducem la avocat de aia să ne ia și pielea, deci mă duc eu și fac pe avocatul și în cazurile deosebit de grele punem un avocat. Dar nu un avocat de la Dețea și Cămaș. Da. Noi avem o doamnă care se numește Vărgatu, care e foarte cum se cade cu noi, ne primește oricând și ne informăm ce trebuie făcut, ne dă indicații. Nu știu dacă pot să-i spun că este o modă sau chiar o necesitate ca asociațiile de proprietari să aibă un jurist sau un avocat nu, care să le îndrume. Nu, e costisitor, doamna. E costisitor, dar la un moment dat... Facem apel la așa organe în cazul în care avem nevoie de o lucrare pe care noi nu putem să o conducem, să o consiliem. Deci, și în cazul ăla atunci apelăm, dar nu la orice avocat. Haideți să-l ascultăm pe domnul Didu. Da. Și că și nu am avut invitații de oameni cu care am lucrat, colegii, subalterni de-ai mei, și noi ne-am ferit de așa ceva. Nu facem. Noi avem președinte, vicepreședinte... Și în ce fază, de exemplu, sunteți cu această executare? Aveți certitudinea că intrat în sânge este că avem restanțiere și discutăm de câte ori ne sculăm. Când intrăm în birou... Dar cu această executare, vorbeați de această executare, aveți certitudinea că veți recupera sumele respective? Nu există... Ați făcut această succesiune și... Păi și pe urmă am executat. S-a vândut apartamentul, s-a dat... Deci ați și recuperat. Și acum avem două situații de ăștia. Este vorba de unul grăsune, se numește, a murit taică-sos, de când a murit taică-sos, n-a mai dat niciun 5 bani și aveam hotărâri jucătorească. E adevărat că executarea imobiliară este de natură să însemne să aibă un debit de 100 și ceva de milioane. Dacă nu are, se face poprire pe și salarii acum sau acum sunt dependent și acel lucru. Și pe urmă avem o profesoară, îmi pare rău, nici nu-i spune numele ca să nu ne dea cu parul un cap, care la fel are distanțe încă din 1900 din 2010. Cam așa. Dar sunt hotărâri de doresc. Și acum trebuie să îndeplinim condiția și să facem așa manieră, să facem executarea imobiliară. Altfel nu se poate rezolva. Dar nu sunt sume de așa mari, cum zice dânsul, 700 de milioane. Da. Deci sunt sume mai mici. Dumneavoastră, într-adevăr... Sunt sute de milioane, nu 200 de milioane, dar nu așa de mult. Vi se pare într-adevăr că este mare suma și chiar este, dar executarea imobiliară, vă dau exemplu concret, cel cu 700, acest apartament este gajat la bancă din 2006 pentru 70 și ceva de mii de euro. Așa? Da. După care am venit noi și am pus și noi privilegiul la imobiliar. Omul își plătește datoria la bancă, el nu poate fi scos la vânzare decât dacă banca solicită acest lucru. E la fel interesat, dacă vinde ea cel puțin 890 milioane. El le rămâne 200-700 de la bancă și la dumneavoastră. Nu. Da, dar există posibilitatea ca să nu mai rămână nimic pentru asociație. Banca, e ordinea în care sunt înscriși la... Banca are prima, e prima, da. Se vinde, nu își va scoate niciodată banii și nouă nu ne mai rămâne nimic. Și atunci preferăm mai bine să dea, avem un la executor. Da. Avem un angajament cu dumnealui, plătește 2000 de lei pe lună, și chiar îi plătește, mai rămas restant o lună sau două, și mai bine și așteptăm să luăm că vă ceva decât să cerem noi instanței, să cerem, noi putem să cerem să vândă. Să-l vândă, dar nu ne alegem cu niciun ban. Ne alegem cu un nou proprietar care se șterge din cartea funciară și o ia de la zero. Da? Și atunci preferăm... Sau, cum a zis, fiecare caz are particularitățile lui. Sau au murit părinții, locuiește în apartament, nu are succesiune, l-am dat în judecată pe el ca moștenitor, avem hotărâri judecătorească, e dată la executare, îi oprește o sumă de bani pe salariu, bugetar fiind, și ne mulțumim. Păi până plătește hotărârea asta face altă datorie. Am înțeles, dar... Dar cum vedeți acest lucru? Că un reprezentant, domnul Iordache, al termoficării, reprezentant al termoficării, spunea că nu îi se pare corect
ca, știm clar, proprietarul nu poate să-și vândă apartamentul dacă are datorii la întreținere. Da. Dar cum poate să vină banca așa să vândă apartamentul unui proprietar când el are datorii la întreținere? Da, poate. Deci banca poate. Poate. Poate, te cheamă la casa, la masa credală, da? Deci noi am avut caz concret. Concret. Cea mai mare. Un executor de la Severin a vândut un apartament al unui proprietar, ne-a chemat și pe noi la Severin, am vorbit prin acte, nu ne-am văzut acolo, și ne-a spus, aveți privilegiul imobiliar pentru suma de, cât aveam noi, 4.000 de lei, da? Constituiseți acest privilegiu. Îl constituisem. Da. Dar acum e cu cântec și acest privilegiu. Dacă n-ai hotărâre, omul a spus așa, vă dau bani, că mai rămâneau din vânzare, dar pe cât aveți hotărâre? Dacă aveți hotărâre definitivă. Noi n-am avut decât pentru 104 milioane. Și au mai rămas vreo 40, care nu apucasem să-l... Noi la 7-8 luni, iar îl dăm în judecată. Da. Și atunci ne-am mulțumit și cu cei... Timpul se scurge. Haideți să concluzionăm. Eu înțeleg așa de la dumneavoastră că aceste contracte individuale, facturarea individuală, nu prea este privită cu ochii buni în rândul asociațiilor, nici în rândul proprietarilor, nici a reprezentanților asociațiilor. Și că decât dumneavoastră rămâne să vă luptați cu acești restanțieri. Așa a fost de când lumea. Fie prin notificări, dar noi se descarcă toate minusurile și lucrurile de efort. Fie la executorul judecătoresc. Nu este loial. Ba, cred că e la modă să le oprească livrarea de agent termic și de aici. La modă, este imperios. Asta trebuie să o facă neapărat, să vii la fiecare asociație, dar un delegat de la fiecare ca oamenii, ăsta și ăsta, să facă bani pe el. Când o face doi într-o asociație, toată lumea merge pe sumă. Dar așa, le dă un act și rămâne. Sunt asociații, avem exemplu, 14 1 mai, 24 Craiovița, care au rămas fără apă caldă. Așa nu s-a întâmplat nimic, oamenii nu au plătit și sunt în continuare. Primăria e de acord să fie omenoasă cu oamenii ăștia, dar în orice caz trebuie să știți că la fiecare stă totuși un pahar de vin pe masă și friptură și lasă datoriile în seama altora. Și să le oprească asta și să primească conform cum a plătit confortul la apă caldă, căldură. Apă caldă o să-și pună instanturi. Sau boilere, sau trec pe o centrală. Nici nu au nevoie de așa. Unii dintre ei poate chiar așteaptă acest lucru, dar restanțierii nu știu dacă au această posibilitate. Haideți să punem punct aici emisiunii noastre. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și am discutat azi despre această facturare individuală și despre modalitatea în care încercați dumneavoastră să recuperați datoriile de la restanțieri. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi și vă doresc o seară bună în continuare. La revedere!